Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor și astăzi, în cadrul capitolului Funcțiile de nutriție în lumea vie, vom evidenția principalele tipuri de nutriție. Prin funcția de nutriție se înțelege în sens larg totalitatea activităților care asigură supraviețuirea organismului, cuprinzând procesele prin care organismul prelucrează și transportă substanțe. Procesele implicate în realizarea funcțiilor de nutriție sunt hrănirea, respirația, circulația și excreția. În sens restrâns însă, nutriția înseamnă numai hrănire. Orice organism viu are nevoie de hrană pentru a supraviețui. Hrana va fi utilizată pentru obținerea energiei, iar aceasta pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor organismului, ca de exemplu creștere, dezvoltare, deplasare și reproducere. Pentru a prepara hrana, organismele necesită carbon. După sursa de carbon utilizată, în lumea vie există două tipuri principale de nutriție, nutriția autotrofă și nutriția heterotrofă. Organismele cu nutriție autotrofă utilizează carbonul dintr-o sursă anorganică, de exemplu dioxidul de carbon atmosferic, iar organismele cu nutriție heterotrofă utilizează carbonul dintr-o sursă organică, de exemplu substanțele organice produse de alte organisme. Nutriția autotrofă se întâlnește la organismele care produc singure substanțe organice din substanțe anorganice, utilizând diferite surse de energie. Organismele care folosesc energia luminoasă se hrănesc prin fotosinteză, iar cele care folosesc energia chimică se hrănesc prin chemosinteză. Organismele fotosintetizante sunt plantele, algele și unele bacterii. Chemosinteza se întâlnește la alte bacterii, numite bacterii chemosintetizante, ca de exemplu bacteriile sulfuroase, bacteriile nitrificatoare și bacteriile metanogene. Chemosinteza este considerată cel mai vechi mod de nutriție autotrofă. Nutriția heterotrofă se întâlnește la organismele care își procură hrana din mediul înconjurător. Nutriția heterotrofă se poate realiza prin ingestie, saprofit sau parazit. Nutriția heterotrofă realizată prin ingestie, respectiv prin înglobare, este caracteristică organismelor animale, care au organe specializate în prelucrarea, descompunerea și ingerarea hranei. Nutriția saprofită se întâlnește la bacterii și ciuperci. Saprofitele se hrănesc cu substanțe organice rezultate din descompunerea unor resturi vegetale și animale sau eliminate din alte organisme. Prin acest mod de hrănire, saprofitele au o importanță ecologică deosebită, asigurând circuitul elementelor în natură și igienizând mediul. Nutriția parazită este specifică organismelor care își procură nutrimentele din corpul unor organisme vii, pe care cu siguranță le îmbolnăvesc. Paraziții pot fi microscopici sau macroscopici, pot fi bacterii, plante sau animale. O plantă parazită mai cunoscută este cuscuta. Ea parazitează gazda și extrage din corpul ei seva elaborată. Animalele parazite sunt situate la interiorul corpului sau la exteriorul corpului. Paraziți interni sunt viermii intestinali, iar paraziți externi sunt puricii, căpușele sau păduchii. Un tip particular de nutriție este nutriția mixotrofă. În această situație, hrănirea se face atât autotrof cât și heterotrof. Nutriția mixotrofă se poate realiza semiparazit, prin simbioză sau se poate întâlni la plantele carnivore. Nutriția semiparazită se întâlnește la vâsc, de exemplu. Acesta extrage apa și sărurile minerale din altă plantă cu ajutorul unor structuri specializate numite haustori.
deoarece vâscul extrage seva brută și realizează singur fotosinteză, spunem că are o nutriție semiparazită. Ar fi fost parazit dacă ar fi extras seva elaborată din vasele liberiene ale gazdei, așa cum am văzut că face cuscuta. Simbioza este întâlnită în natură la mai multe tipuri de organisme, dar este mai cunoscut cazul lichenilor, care reprezintă o simbioză dintre alge și ciuperci. Într-o simbioză se asociază doi indivizi din specii diferite care se ajută reciproc în procesul de hrănire. În cazul simbiozei întâlnită la licheni, ciuperca furnizează algei apa și sărurile minerale, iar aceasta realizează fotosinteza. În urma fotosintezei se produc substanțe organice cu care se hrănește atât alga cât și ciuperca. Plantele carnivore sunt plante care trăiesc în medii sărace în săruri minerale. Ele realizează fotosinteză, prin urmare au nutriție autotrofă, dar își procură sărurile minerale într-un mod mai diferit. Capturează și digeră animale mici. Plantele carnivore prezintă adaptări pentru acest mod de hrănire. Frunzele sunt transformate în adevărate capcane, sunt prevăzute cu perișori lipicioși. Frunzele produc chiar și enzime digestive, cu ajutorul cărora descompun insectele, extrăgând din corpul lor substanțele minerale.